Salut, sunt Ada, iar acestea sunt recomandările TV pentru astăzi. HBO prezintă de la ora 19:30 episodul 6 din cel de-al doilea sezon al serialului Getting On. Acesta este un serial de comedie neconvențional despre personalul unei secții de geriatrie care încearcă să-și păstreze calmul în fața provocărilor profesionale și personale. You're my lover and my friend. I'm sorry, Doc. I need some space. I need some my time. Shut up! I love happy endings. Days where things turn out right. Oh, for the love. Pe Cinemax de la ora 21:15 rulează filmul The Mule. Când prietenul lui de o viață îi spune despre cum ar putea face rapid rost de bani din trafic de droguri, Ray înghite niște pungi cu droguri și încearcă să ia avionul înapoi spre Australia. Doar că Ray își pierde sângele rece și este înhățat de Poliția Federală Australiană. Refuzând să recunoască faptul că are droguri asupra sa, el rămâne în custodie până când îi va mai fi imposibil să țină ascunse narcoticele. De la ora 21:20 pe HBO Comedy puteți urmări filmul Clear History. Pelicula îl urmărește pe Nathan Flom, un director de marketing concediat, care se răzbună pe fostul său șef după ce acesta face avere cu compania de mașini electrice al cărei coproprietar a fost și el odată. I'm sorry it had to be like this. You see? You apologized, but you didn't mean it! And he said, well, if you don't like it, you can sell back your shares. And I did. It's the worst decision you've ever made in your life. You made the worst decision. Howard. The Howard is literally a billion-dollar idea. Electron Motor stock continued its meteoric rise. That's good news for everyone, except this man. Ah! This must be the people who bought Blue Heron. My whole life is here. All my friends are here. My house is here. He's already ruined my life once. Is he going to ruin it again? We know one another. I don't understand how he couldn't recognize you. No, I look completely different. Holy shit. You look like the guy who kidnapped Elizabeth Smart. De la ora 22, National Geographic Channel prezintă documentarul Lagărul din Berga. În Muzeul Memorial al Holocaustului din Statele Unite, artefacte, fotografii și jurnale nou descoperite aduc la lumină povestea a 350 de soldați americani ajunși prizonieri de război într-unul dintre cele mai bine ascunse lagăre de muncă silită ale lui Hitler. ProTV prezintă de la ora 22:30 filmul The Fighter, cu Mark Wahlberg, Amy Adams și Christian Bale. Drama relatează povestea reală de viață a boxerului Irish Mickey Ward și ascensiunea acestuia de pe străzile răufamate ale orașului Lowell din Massachusetts spre titlul de campion mondial la categoria mijlocie. După o pauză de 3 ani, Mickey revine în ring și demonstrează că prin muncă, seriozitate și talent se pot ridica la statutul de celebritate internațională. Ready for a title shot? Not a stepping stone anymore. He's using you. You can't be me. You had a hard enough time being you, and that's why you're in here. We're gonna train, they gotta go. Why am I the problem? I'm his blood, I'm his family. You're crazy. I'm the one fighting. Not you, not you, and not you. This is my shot at the title. I won't get another one after this. Mickey has a chance to do something that I never did, and he needs me. Okay, I see you in Mickey's corner. This is your time. I had only come in my blood. You don't have to. You'll make it why. You'll make it why. Acestea au fost recomandările TV pentru astăzi. Nu ratați programele TV Guide pentru alte informații și recomandări. Vizionare plăcută!